Bine ați revenit! Am pregătit acest videoclip deoarece am observat că de când telescopul Webb a început să ne transmită imagini ale unor galaxii aflate la distanțe fantastice, se fac tot felul de afirmații greșite despre aceste distanțe. Am vorbit despre acest telescop în videoclipurile lansarea telescopului Webb și telescopul Webb și Big Bang-ul. Găsiți linkurile în descriere. Auzim sau citim mereu că telescopul Webb a captat imagini ale unor galaxii care se află la distanțe în jur de 13 miliarde de ani lumină de noi și chiar mai departe. Dacă aș vrea să dramatizez lucrurile, cum din păcate e la modă, aș putea să spun că astfel de afirmații sunt minciuni. Dar pentru că, pe de o parte, nu-mi place deloc dramatizarea inutilă și, pe de altă parte, după cum veți vedea, nu avem un alt mod de a exprima astfel de distanțe, voi spune doar că astfel de afirmații au cu totul alt sens decât crede, în general, lumea. Dar, întâi trebuie să vă conving de faptul că distanțele cosmice atât de mari nu înseamnă același lucru ca, de pildă, distanța dintre două localități. De fapt, oricât de ciudat pare, veți vedea că noțiunea obișnuită de distanță nu mai are sens când vorbim despre corpuri cosmice foarte îndepărtate. Și există trei motive care fac fără sens folosirea noțiunii clasice de distanță în astfel de cazuri. Voi vorbi despre ele în ordinea crescătoare a ciudățeniei lor. Primul motiv este cel mai ușor de înțeles. Universul este atât de mare încât nu putem vedea nimic și voi folosi acum o expresie care a apărut odată cu dezvoltarea telecomunicațiilor în timp real. Știți ce înseamnă în timp real? Înseamnă aproape instantaneu. Dar de ce aproape? De ce nu instantaneu? Pentru că, de fapt, nu putem vedea nimic instantaneu, nici măcar cu ochii noștri, aici, pe Pământ, deoarece lumina are o viteză finită de propagare. Dar suntem obișnuiți să gândim că ceea ce vedem se petrece acum, că există un moment al prezentului în care se petrec toate fenomenele pe care le percepem prin simțurile noastre. Însă, dacă vedem ceva la doar 30 de metri distanță, ceea ce vedem s-a petrecut cu o zecime de milionime de secundă în trecut. Atât a avut nevoie lumina ca să ajungă de acolo la ochii noștri. Sigur că asemenea întârzieri sunt întru totul neglijabile dacă vorbim despre ceea ce putem vedea aici, pe Pământ. Chiar dacă vedem niște munți care se găsesc la sute de kilometri distanță, întârzierea este de ordinul miimilor de secundă. Dar important este că nu percepem nimic instantaneu, adică așa cum e acum, ci așa cum a fost în trecut. Toate senzațiile și percepțiile vin din trecut. Și cu cât distanța de la care vine informația este mai mare, cu atât este mai mare întârzierea cu care aceasta ajunge la noi. De pildă, dacă ne gândim la telecomunicații, deja întârzierile contează. Sateliții geostaționari folosiți pentru telecomunicații se găsesc deasupra ecuatorului la o altitudine de aproape 36.000 de kilometri. Semnalele care pleacă de pe Pământ trebuie să ajungă la satelit și înapoi pe Pământ, adică au destrăbătut o distanță de peste 70.000 de kilometri. Și asta înseamnă că folosirea unui singur astfel de satelit produce deja o întârziere de cam un sfert de secundă. Iar dacă folosim patru asemenea sateliți, un lanț de telecomunicații, întârzierea devine deja de o secundă, timpul necesar undelor radio ca să parcurgă toată această distanță. Dacă am vorbit la telefon cu o persoană care s-ar găsi pe lună, semnalele radio ar trebui să parcurgă dus întors o distanță medie de aproximativ 770.000 de kilometri, ceea ce produce o întârziere de mai bine de 2 secunde și jumătate.
Deci întârzierea devine observabilă chiar și într-o convorbire Pământ-Lună, deși Luna este cel mai apropiat corp cosmic important de Pământ. Iar când începe colonizarea planetei Marte, dacă veți vorbi la telefon cu cineva de acolo, trebuie să vă previn că la început va fi cam scump. În cel mai bun caz, întârzierea va fi de vreo 10 minute, dar în funcție de poziția relativă a celor două planete, poate să ajungă până la 40 de minute. Imaginați-vă că întrebați pe cineva de pe Marte ce mai faci și trebuie să așteptați o jumătate de oră ca să auziți răspunsul. Cred că n-ați mai avea chef de întrebarea cum e vremea pe la voi, ați trece direct la subiectul principal al convorbirii. Atenție! Aceasta nu este o problemă care poate fi rezolvată prin dezvoltarea tehnologiei. Oricât de grozavă tehnologie vom avea, nu vom putea micșora această întârziere, deoarece în universul nostru există această limită a vitezei cu care se poate propaga informația, viteza luminii în vid, iar aceasta este o lege a naturii. Așa că, atunci când vedeți un film categorisit ca fiind științifico-fantastic, în care două persoane aflate pe planete diferite discută la telefon de parcă ar fi amândouă aici pe Pământ, adică fără pauze, să știți că nu vă uitați la un film SF, ci la un film de factură fantastică. În paranteză fie spus, m-am mai plâns de asta și cu altă ocazie. Azi sunt trecute la categoria SF, chiar și filme și povestiri în care apar balauri care scot flăcări pe nas și vampiri și câte un făt frumos cu superputeri care omoară zmei. Adică ceea ce în copilăria mea se numea basm a ajuns azi, din păcate, la rangul de literatură științifico-fantastică. În concluzie, la prima problemă legată de distanțele cosmice, nu putem vedea obiecte foarte îndepărtate așa cum sunt ele azi, deoarece lumina a trebuit să călătorească până la noi zeci, sute de milioane și chiar miliarde de ani. Le vedem așa cum erau acum zeci, sute de milioane sau chiar miliarde de ani și din această cauză nu putem vedea un corp cosmic așa cum este el acum și nu vom putea niciodată. Deci facem o măsurătoare în care la un capăt avem ceva din trecutul extrem de îndepărtat, iar la celălalt capăt avem ceva din prezent. Al doilea motiv care face ca noțiunea de distanță în cazul distanțelor cosmice mari să aibă alt înțeles decât cel obișnuit este expansiunea Universului. Din cauza acestei expansiuni, distanța până la obiecte cosmice foarte îndepărtate crește în orice direcție ne-am îndreptat telescoapele. Și nu pentru că am fi noi într-un loc special. Oriunde am mutat Pământul, am observat același lucru. Ca să putem merge mai departe, a sosit momentul să clarificăm ce înseamnă de fapt afirmația o galaxie se găsește la 13 miliarde de ani lumină distanță de noi? Înseamnă că lumina a călătorit 13 miliarde de ani ca să ajungă de la acea galaxie la noi. Atât. Am arătat în videoclipul Universul Observabil, găsiți linkul în descriere, de unde știm cât timp a călătorit lumina spre noi. Putem calcula acest lucru cu ajutorul așa numitei deplasări spre roșu. De pildă, se poate calcula că radiația cosmică de fond, pe care putem detecta azi, a călătorit aproape 13,8 miliarde de ani, fiind deci cel mai vechi semnal pe care îl primim de la Univers. Când a pornit spre noi, această radiație era lumină, dar din cauza expansiunii Universului, lungimea ei de undă a crescut de peste 1000 de ori și ea este acum în domeniul microundelor. Dar, atenție, locul din care a plecat spre noi radiația cosmică de fond este o sferă care are Pământul în centru și raza de numai 42 de milioane de ani lumină. Dar, dacă locul din care a plecat radiația cosmică de fond este la numai 42 de milioane de ani lumină,
De ce a avut ea nevoie de aproape 13,8 miliarde de ani ca să ajungă la noi? Din cauza expansiunii Universului. Distanța pe care a trebuit să o parcurgă lumina până să ajungă la noi a fost mult mai mare, așa cum vedeți în animație, decât distanța inițială dintre locul din care a pornit și locul în care se găsește Pământul. Se poate face o analogie cu o barcă în mișcare spre noi pe o apă curgătoare care se îndepărtează de noi. Ca să ajungă la noi, barca trebuie să parcurgă o distanță față de apă mai mare decât distanța măsurată inițial între noi și barcă. După cum vedeți, sfera de pe care a pornit radiația cosmică de fond s-a îndepărtat între timp de noi. Se poate calcula că ea are acum raza de aproximativ 46 de miliarde de ani lumină. Ceea ce am spus despre radiația cosmică de fond este adevărat și în cazul luminii care ajunge la noi de la galaxii foarte îndepărtate. Când lumina a plecat spre noi, aceste galaxii erau mult mai aproape de locul în care se găsește acum Pământul. Iar acum ele se găsesc la o distanță mult mai mare decât distanța pe care a străbătut-o lumina ca să ajungă la noi, dar nu mai mare de 46 de miliarde de ani lumină, distanță de la care a plecat spre Pământ lumina care este acum radiația cosmică de fond. Așa că, deși ni se spune că o galaxie pe care a detectat-o Webb se găsește la 13 miliarde de ani lumină, ea nu se găsește la această distanță nici acum și nu era la această distanță nici atunci când a plecat lumina spre noi. Ea se găsea mult mai aproape când a plecat lumina și se găsește mult mai departe acum când o vedem. Vedeți aici un tabel în care puteți citi pentru câteva distanțe pe care le-a parcurs lumina ca să ajungă la noi, unde se găsesc acum corpurile cosmice de pe care a plecat lumina respectivă. Și puteți observa că odată cu creșterea distanței parcurse de lumină, crește și diferența dintre această distanță și distanța la care se găsește acum galaxia. De pildă, dacă lumina a avut nevoie de 13 miliarde de ani ca să ajungă la noi, acea galaxie se găsește acum la 25 de miliarde de ani lumină de noi. Și acum, ultimul motiv, cel mai ciudat dintre toate. Ați observat, cred, că deși vorbesc despre distanțe, trebuie să fac tot timpul referiri la timp. Am folosit de multe ori cuvintele acum și atunci. Ei bine, acum veți vedea că aceste cuvinte nu au un sens atunci când vorbim despre univers. Cred că e clar pentru toată lumea că atunci când vorbim despre distanța dintre două puncte, înțelegem distanța dintre ele la un moment dat, același pentru ambele puncte. De pildă, dacă spun cât este distanța de la Cluj la Constanța, înțeleg prin asta ce lungime ar avea un fir, o panglică sau o ruletă care ar avea un capăt în centrul Clujului și un capăt în centrul Constanței, simultan, în același moment. Dar ce ziceți de întrebarea? Cât este distanța dintre Cluj la ora 9 și Constanța la ora 10? Prin Cluj la ora 9 înțeleg poziția în care se găsea Clujul la ora 9 și prin Constanța la ora 10 înțeleg poziția Constanței la ora 10. Dar pozițiile pot fi măsurate în sisteme de referință diferite. Din fericire, în acest caz, avem un sistem de referință față de care ambele orașe sunt în repaus, Pământul. Mai mult, timpul curge la fel în cele două orașe. Așa că, deoarece avem un sistem de referință comun celor două orașe, în care poziția lor este fixă, și deoarece timpul curge la fel în cele două locuri, întrebarea are sens dacă alegem Pământul ca sistem de referință. Putem chiar să facem măsurătoarea. Punem un capăt al ruletei în Cluj la ora 9
Îl lăsăm acolo până la ora 10, când punem celălalt capăt în Constanța. Și putem măsura la ora 10 cât era distanța dintre Cluj și Constanța la ora 9, deoarece aceasta nu s-a schimbat. Dar dacă cele două orașe ar fi în mișcare față de pământ, iar timpul ar curge în ritmuri diferite în cele două locuri, ar mai avea sens întrebarea cât este distanța dintre Cluj la ora 9 și Constanța la ora 10? Nu, n-ar mai avea niciun sens. Ei bine, aceasta este situația în cazul a două galaxii foarte îndepărtate una de alta. Între galaxia noastră și o galaxie îndepărtată nu există un sistem de referință comun din două motive. Odată, pentru că Universul este în expansiune și distanțele se schimbă în timp, cresc. Dar acest lucru se poate rezolva. Putem să definim un sistem de referință cu metrica variabilă, adică în care se schimbă în timp dimensiunea metrului. Crește, metrul se face tot mai mare ca să țină pasul cu expansiunea. Însă tot n-am rezolvat problema, pentru că intervine al doilea motiv, teoria relativității. Noi vorbim tot timpul despre acum și atunci. De pildă, cât este distanța acum, cât a fost distanța atunci. Dar teoria relativității ne arată că nu există nici un acum comun corpurilor cosmice și nici un atunci comun. De pildă, când spunem unde se găsește o galaxie acum, presupunem că din momentul în care a plecat lumina ei spre noi și până acum, a trecut tot atâta timp aici ca și acolo. Dar teoria relativității ne arată că acest lucru nu este adevărat. Timpul a curs altfel acolo decât aici, așa că acum înseamnă lucruri diferite aici și acolo. Știu că vi se pare ciudat, tuturor ni se pare ciudat, dar teoria relativității este cea mai bine verificată experimental teorie pe care o avem, așa că nu avem niciun motiv să ne îndoim de ea. Deci întrebarea, cât este distanța dintre noi și o galaxie foarte îndepărtată, pur și simplu n-are sens. Dacă punem întrebarea cât este distanța dintre două galaxii acum, trebuie să definim acum și distanța depinde de cum l-am definit pe acesta. La fel, dacă punem întrebarea cât a fost distanța dintre ele atunci, să spunem cu 13 miliarde de ani în urmă, trebuie să punem și întrebarea în care galaxie au trecut 13 miliarde de ani, aici sau acolo. Și obținem din nou două rezultate diferite. Care este cel adevărat? Amândouă. Depinde de cine întreabă. Sper că v-am convins că atunci când vorbim despre galaxii îndepărtate, pur și simplu noțiunea de distanță dintre noi și ele nu are sens. Și nu are sens pentru că, așa cum ne arată teoria relativității, spațiul și timpul nu sunt aspecte ale realității independente și nici nu au un caracter absolut. Mișcarea și poziția în spațiu influențează curgerea timpului și dimensiunile, iar distanțele și duratele sunt relative. De aceea nici întrebările cât de mare este Universul și de cât timp există Universul n-au sens. Dacă Universul nu este infinit și nu există dintotdeauna, atunci răspunsul la amândouă întrebările este depinde de observator. Și în final, ciudățenia ciudățeniilor. Tocmai am arătat că putem ști un singur lucru despre poziția corpurilor cerești îndepărtate și anume cât timp i-a trebuit luminii să ajungă de acolo la noi. Dar pentru lumină nu există timp. Din punctul de vedere al unui foton, momentul emisiei lui, adică momentul în care a apărut în univers fotonul respectiv și momentul absorbției lui, adică momentul în care a dispărut, sunt simultane. Și atunci, ce am măsurat de fapt? Ce știm? Rămâne să ne mai gândim și să mai discutăm în alte materiale.
Dacă ați crezut că are sens să vorbim despre distanța de la noi la o galaxie foarte îndepărtată, atunci lumea nu este cum credeți. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!